micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Calculatorul. Wow, ce livrare rapidă! Un calculator nou! Ce faci? Să ne ascundem! Ai uitat că aproape n-au prins ieri? Ieri nu se pune! Știi ceva? Du-te acasă și nu te contrazice! Să vedem... Calculatorul este format dintr-un monitor, o tastatură, un mouse și o cutie ca aceasta care se numește unitate. Mai e numită și creierul calculatorului. Laptopurile sunt calculatoarele portabile. Ele au toate aceste componente în interiorul lor, chiar și o cameră. Spre deosebire de un calculator, laptopul poate să meargă și când este conectat la baterie. Și să nu uităm de telefoane, și ele sunt calculatoare. Pot să facă atâtea chestii și în cap chiar în buzunarul tău. Aha, înțeleg. Ești în calculator. Ce? Trebuie să-mi instalez programele astea și un antivirus. Poți face asta? E excelent! Să facem o fixi treabă. Fixi treabă? Așa zice fiul meu. E amuzant. Dar Texichi e în calculator? Nu ai nevoie de mine? Foarte bine, nu te deranjez. Nolik, de ce ești aici? De ce vorbeai cu tatălui Tom Thomas? Ce? Fixichii nu vorbesc cu oamenii. În plus, am fost aici tot timpul. Atunci cine-i în calculator? Mamixichii! Nu am văzut-o deloc astăzi. Să scoatem de acolo! Aha, stai să văd. Să o salvăm aici. Nu pot să cred asta! Ce este? Mami Xiki? Da? Ce se petrece aici? Ai vorbit cumva cu el? Bineînțeles! Simca! Este în calculator! Ea vorbește cu tatălui Tom Thomas! Oh, nu! Uite, uite! Fata va fi pedepsită! Cine? Că aici erai! Ei bine, da! S-a întâmplat ceva? Unul dintre noi repară computerul lui tata! Uite! Dar toți suntem aici! Unde este bunicul? Exact! Bunicul este înăuntru! Asta e clar! Tatălui Tom Thomas l-a prins, l-a închis înăuntru și l-a făcut sclavul lui! Oh. Ești sigur? Da! Bunicul trebuie salvat! Urmați-mă! Bunicul! Ce se întâmplă? Am crezut că te-au capturat și te-au pus în laptop. Da, dar sunt aici, despre ce vorbiți? Da, Nolik, nici noi nu înțelegem despre ce-i vorba. M-am prins eu, nu e un fixichi acolo, ci este un tehnician. Ce naivi suntem! Un tehnician? Dacă ți s-a stricat calculatorul, trebuie să-l duci la magazinul de reparații. Dar dacă ai nevoie de ajutor să descarci o actualizare sau să ștergi un virus sau orice altă problemă, e mai convenabil să apelezi la un expert care lucrează remote, adică din altă locație. Tehnicianul te poate ajuta indiferent de distanța la care te afli. E necesară doar o conexiune puternică la internet. Acum expertul poate controla calculatorul tău, rezolvând totul ca și cum s-ar afla în fața lui. De exemplu, poate rezolva problemele calculatorului sau să repare programe. Apropo, în zilele noastre nu numai tehnicienii pot să lucreze de la distanță, dar și alți profesioniști, programatori, bibliotecari,
chiar și cercetători. E foarte tare, nu-i așa? E minunat! S-a rezolvat! Mulțumesc pentru ajutor! De fapt, mai am o întrebare. Un fixic în calculator. Cui a venit asemenea idee? De ce vă uitați la mine? Uitați-vă la tatăl lui Tom Thomas! El a apelat la suportul tehnic! Aventurile Fixichii continuă în fiecare episod, așa că dă click pe abonare, iar Nolik va fi fericit! Imprimanta 3D. Ic, eu sunt mai rapid! Ești sigur, Frick? Hei, cum ai ajuns? Frick, noi suntem gemeni! Acum vom învăța ca toți Fixichii! Asta e profesorul Eugenius? Da. Aha, dar ce fac ei acolo? Copia dumneavoastră. Seamănă leit. Vă veți surprinde, elevii. Pe ei vor surprinde noi veniți. Eu împreună cu Simca și Nolik am păstrat asta secret. Surpriză, adică? Doar că, este un mare secret. Ai auzit ce suntem noi? Surpriză, zici, așa să fie. Nu e ușor să fim gemeni. Ne încurcă toată lumea mereu. De exemplu, eu sunt Frick. Eu Geek. Credeți că suntem la fel? Dar nu e așa. Frick poate scrie cu mâna stângă și se teme de gâdilici. Iar Geek, atunci când râde, se apucă de burtică. Lui îi place să exploreze calculatoarele, să găsească greșelile în program, să păcălească virusul. E specialist în asta. Frick este maestrul glumelor și a invențiilor. Iar împreună stăm în echipă și mereu inventăm ceva nou. Apropo, vorbim despre nou. Noi nu am fost niciodată la școală. Ne învață acasă bunii. Iar când am făcut cunoștință cu Simca și Nolik, am decis să încercăm. Suntem foarte curioși. Deși noi nu suntem de aici. Bună! Unde sunt restul? Verde ajunge imediat! Simca și Nolik se întorc mâine! Bună ziua tuturor! Hai! Salut! Eu sunt Fire! Tu ești nou? Ce ciufulit e! Eu sunt Frick! Arată bine aici! De fapt, e cea mai bună școală pentru Fixichii! Îți vom arăta noi totul! Eu sunt Ula! Oh! Asta ce e? Tu nu ai văzut niciodată un manipulator? Acum am văzut! Cum ai ajuns acolo? Unde? Acolo, acolo sus! Eu? Ha, glumiți! Dar erai tu! Vorbiți despre copia mea! Care copie? Uitați-vă acolo! Fuge pe lângă borcane! Nu sunt borcane! Nu are importanță! Oh, încă una! Și încă... Dar cum faci asta? Cu imprimanta 3D! Cu imprimanta 3D? Asta este imposibil! O imprimantă 3D poate crea orice obiect voluminos. E suficient să schițezi forma lui pe computer și să încarci materialele necesare în imprimantă. Și mai departe, mașina va face totul, singură. Va imprima strat cu strat tot ce a fost programat, ușor, ușor, până este gata totul. Păi pe așa un dispozitiv poți crea jucării, piese pentru motor și chiar și proteze. Dar un fixic sau un om real nu îl poți crea cu imprimanta 3D. Ești ingenios? Eu sunt Digit. Dar ceva nu știi, îți arăt imediat. Ta-da! Oho! Arată ca un real! Seamănă! Incredibil! Văd că deja ați făcut cunoștință cu noi voștri colegi.
Profesore, e unul singur. Iar ăsta e o copie din printer. Sau invers. Ce surpriză! Copie, ziceți voi? Bună treabă! Doar că nu are capul drept. Nu-i nimic, îl îndreptăm imediat. Cum? Clasă, la treabă! Stați! Eu doar am glumit. El nu e o copie, e fratele meu. Eu sunt Geek, iar el e Freak. Sunteți gemeni? Ce tare! Era cât pe ce să ne păcăliți. Eu am spus că este imposibil. Sunt toți prezenți? Începem ora? Încă nu toți. Energia. Bună ziua, am venit la examen, după rucsacuri fixichii. În regulă, intrați pe rând. Dar, domnule profesor, suntem... mereu împreună. În regulă, intrați amândoi. Ce instrument e acesta? Un ciocan, pistol de cuie. Perfect! Cum ar trebui să vă notez? Vorbiți amândoi deodată. Așa e mai rapid. Eu nu mă grăbesc. Grig, echipează-te. Este o șurubeliță. Vă dau un rucsac fixichi amândurora? Uitați cum facem. Fiecare dintre voi va primi propria lui misiune. În fața voastră se află macheta unei centrale electrice. E uriașă! Dar neterminată. Cu asta vă veți ocupa. Centralele electrice sunt fabrici care produc energie. Acestea au nevoie de combustibil tot timpul pentru a funcționa. De exemplu, gazul. Pe măsură ce arde, acesta rotește rapid paletele unei turbine care pornește un generator. Iar gazul folosit se reîntoarce la lucru. Este trimis la cazan, unde încălzește apa. Aburul din apă antrenează o altă turbină cu un generator. Și al doilea lot de energie este gata! Sarcina voastră este să terminați macheta. Ba nu! Grig construiește turbine și tu generatorul. Cine reușește să încheie primul, primește rucsacul fixichii. Sunteți gata? Asta da început. Cum să o facem cum trebuie? Moment periculos! Uitați-vă! Ce meci încins! Ha? Examen! Merg bară la bară. Și câștigătorul este? Cine? Piesele pentru centralele electrice sunt făcute într-o fabrică. La un singur obiect uriaș lucrează tot atâția oameni cât locuiesc în mai multe clădiri cu multe etaje. Și toți sunt adevărați profesioniști, păi cum altfel? Dispozitivele pe care le asamblează sunt deosebit de complexe. Să luăm de exemplu o turbină. Arată ca un cilindru uriaș cu o mulțime de elice. Lângă el se află un generator. Piesele sale sunt asamblate ca o păpușă gigantică, una într-alta. Și astfel putem obține electricitatea.
la fel ca oamenii sau ca fixichii. Când fiecare pune o parte din el însuși într-un efort comun, rezultatul este extraordinar. Da, o remiză. Ha, sarcina decisivă. Cine pornește primul centrala electrică va câștiga. Haideți! Care dintre cei doi e mai rapid, mai deștept, mai puternic? Haide, Gric, ai meritat-o. Nu, tu! Haide! Tu! Ce tu? Hai tu! Haide, Frig, nu te lăsa. Nu, apăsați amândoi. Apasă! Bună treabă, băieți! A, da! Premiul merge la... Pe scurt, primiți un rucsac fixichi pentru amândoi. Bine, oricum suntem mereu împreună. Îl vom împărți cumva. Glumeam! Amândoi meritați unul. Dedeș! Economisind energie. Deci, acum știți cât de important este să economisim energia. E mai bine așa? Lecția s-a terminat. Sunteți liberi. Nolic, unde pleci? Astăzi sunt în serviciu. Nu te pot ajuta. Am niște treabă. Și mai exact ce treabă ai? Trebuie să îmi conserv energia. Oh. Ce? Ai uitat deja ce ne-a spus bunicul? Dispozitivele moderne știu cum să economisească energia. Tabletele, notebook-urile și telefoanele au instalat modul de salvare a energiei. Acesta reduce luminozitatea ecranului și nu permite aplicațiilor de toate felurile să consume prea rapid bateria, astfel încât dispozitivul să poată fi folosit timp mai îndelungat. Dispozitivele precum televizorul sau cuptorul cu microunde ar trebui să fie oprite atunci când nu sunt utilizate. Și bineînțeles, trebuie să stingem luminile atunci când părăsim încăperea. Cred că, pentru Nolic, conservarea energiei nu este altceva decât lene. Hei, cred că am o idee. Să încercăm. Un fixie care economisește energie. Sună destul de bine. Deci, acum pot să plec? Nu, nu, nu! Stai cu noi! Îți vei consuma toată energia pe drum. Rămân aici, mă uit la voi și o să vă urmăresc cum lucrați. Mizerie în spatele ventilatorului. Ce ne-am fi făcut fără sfaturile tale valoroase? Gic, nu ai șters peste tot, în colțul acela. Și dacă trângănești în continuu, consum multă energie, știi? E greu, pune-ți-l într-o parte, e mai ușor. Nu așa, pe cealaltă parte. Mă bucur că măcar unul dintre noi își păstrează energia. Faceți o echipă pe cinste! Acum trebuie să curățați și partea aceea. Ce-ar fi să ne ajuci tu? Încă n-am economisit destul de energie. Hei! Unde ați dispărut cu toții? Cine o să termine toată treaba pentru voi? Simca! Pasează mingea! Slabă lovitură! Hei, ce faci? Credeam că ne joc... Nu, Nolic, tu trebuie să stai liniștit. Dacă vrei să-ți conservi energia, nu te poți juca cu mingea. Unele aparate electrice consumă foarte multă energie, în timp ce alte aparate funcționează foarte bine. Ele fac același lucru, dar cu un consum de energie mult mai mic. În prezent, aparatele electrice noi vin cu un cod de bare colorat lipit pe ele. Dacă este marcată bara roșie, înseamnă că acel aparat este un mare consumator de energie. Dacă este marcată bara verde, atunci este un aparat inteligent din clasa A. Economisând energie, aparatul protejează mediul înconjurător. Dar și voi puteți să aveți grijă de planetă. Să luăm un exemplu.
frigiderul. Închideți bine ușa și nu puneți niciodată mâncarea caldă în el. În felul acesta, frigiderul nu va pierde energie. Dacă petreceți mai mult timp în fața tabletelor și telefonelor, atunci nu vei fi nevoit să le încărcați prea des. Și este mai bine să citiți în lumina naturală a soarelui decât în lumina becului electric. Serios? Și cum rămâne cu economisirea energiei? Am economisit o grămadă de energie! Wow! Prind-o, Geek! Hai, prinde! Haideți să ne jucăm cu toții! Nu cumva crezi că și noi ar trebui să ne conservăm energia? Și ce ar trebui să fac? Să mă joc singur? Știu eu o modalitate bună prin care poți să-ți consumi energia. Nolic, curăță mai bine aici! A rămas niște mizerii acolo, în dreapta ta. Și ce te-ai fi făcut fără sfaturile noastre valoroase? Mai bine m-ați ajutat și voi! Poate altă dată. Pentru că astăzi suntem fixichii care economisesc energie. Pilot automat. La stânga, la dreapta, înainte. Fric, de cât timp vorbești cu fixie bird-ul? Degeaba râzi. Imediat setezi pilotul automat și el va fi cel care mă va conduce. Îi spun să plece și el va pleca. Pilotul automat nu trebuie să-i spui încotro să meargă. Ați văzut vreodată un avion care zboară fără pilot? Un tren fără conductor? Sau o mașină fără șofer? Este posibil așa ceva. Uneori, o mașină este condusă de un program special, pilotul automat. Dacă un om vrea să se odihnească, pornește pilotul automat, iar vehiculul se conduce singur, dar numai de-a lungul traseului stabilit de șofer. Acest lucru ajută la conservarea energiei și la păstrarea direcției de mers. Ai făcut-o în zadar, știam și fără tine. Dar că ai uitat, Te crezi cel mai deștept, nu? Mai deștept decât tine? Eu am capul mai mare. Verificăm? Haide! Micuțule, stai așa. Dar acum, tu nu știi să măsori. Nici tu. Acum sigur măsurăm. Da. Nici asta nu va funcționa. Vom măsura cu capace. Al cui cap nu încape, ăla e mai deștept. Eu primul am inventat asta. Iar eu o voi face primul. Ba uite că nu. Ha. Încearcă tu. Ne trebuie ceva mai mic. Ai văzut? Mi se potrivește. Sigur nu e pentru tine. Nu. Trage. E destul loc. Nu merge mai mult. Victorie! Nu se pune. Încearcă și tu din nou. Nu te mai prosti. Oricum ai pierdut. Serios? Nu-l pot da jos. Ajută-mă. Și dacă o deșurubez? Sigur. Ai și alte idei? Tăiem cu un fierăstrău. Asta e tot ce ți-a venit în capul tău mare? Să fugim după ajutor la pasia. Grozav! Și cum o să fug? Dacă nu-ți plac ideile mele, gândește-te singur. Perfect! O să merg după memorie. Funcționează la fel ca pilotul automat.
Hei, ai greșit drumul. Pilotul tău automat e cam slab. Atunci, tu vei fi pilotul meu automat. Înainte! Mașinile moderne au devenit extrem de independente. Și nu e vorba doar de avioane cu pilot automat. În fabrici și magazine, roboții lucrează de mult timp alături de oameni. Mașinile sofisticate zboară singure în spațiu și explorează alte planete. Iar unele dintre ele pot desena, scrie poezii și chiar învață să cânte singure la instrumente muzicale. Prin urmare, în curând mașinile inteligente vor înlocui oamenii? Este puțin probabil. Chiar și roboților foarte avansați le lipsește cel mai important lucru: imaginația. La fel și capacitatea de a simți, de a gândi și de a visa. Aceasta este disponibilă doar pentru oameni și nu poate fi programată. Hai, hai! Încă un pic! Nu credeam că e atât de greu să fii pilot automat. Unde e Basia? Sunt aici. Geek, de ce porți chestia aia pe cap? Am vrut să vedem cine e mai deștept. Eu am câștigat. Să-ți bagi capul acolo e genial. Foarte inteligent. Nici eu nu mai înțeleg. Cum de-ai reușit? Unu, doi, realitate virtuală, patru, cinci. Cine nu e gata, leu cu lopata? Tu-l cauți pe Tom, iar eu pe Katia. N-am găsit pe nimeni așa repede până acum. Doar pentru că sunt mare, nu-i așa? Asta nu e o problemă și pentru Katia? Ea unde se ascunde? Voi sunteți așa de micuți încât vă ascundeți. Și toate celelalte sunt mai ușoare pentru voi. Ești sigur de asta? Aș fi bucuros să devin un fixic pentru o perioadă. Dar? Ce păcat că nu este posibil. Este posibil. Cum? Cu ajutorul ochelarilor de realitate virtuală. Așa e! Întâmplător, Katia are o pereche. Ce păcat că va rata cea mai interesantă parte. Ați prea bun, nu-i puteți găsi fără mine. Ups. În interiorul unei perechi de ochelari de realitate virtuală se află două lentile care primesc imagini. Ambii ochi văd imagini similare, dar filmările sunt realizate de camere așezate în unghiuri diferite, ceea ce determină creierul să creadă că este o singură imagine tridimensională. Indiferent de cât de mult vei întoarce capul, nu poți vedea marginile imaginilor. În plus, niște senzori înregistrează toate mișcările tale, astfel încât ochelarii pot fi folosiți să te joci, să crezi că ești într-un parc de distracții sau chiar să faci exerciții. Am terminat! Am pus un joc foarte tare! Acum vom vedea ce fel de fixic ești tu! Trebuie să te duci în bucătărie și să repar prăjitorul de pâine! În 5 minute! 3 vor fi de ajuns pentru mine! Pornește-l! Oh, totul e așa de uriaș! Oh, vai de mine! Sari! E prea sus! Ți-am spus că nu o să reziști nici măcar un minut. Tidiș! N-a fost așa de greu. Acum încearcă să mergi pe scări. Sunt doar 3 pași. Sigur, 133. Aleargă, Thomas, aleargă. Wow, și unde sunt fixii bordurile? Fixicii se bazează mereu pe propria inteligență. Tom Thomas, apucă frânghia din fața ta. Trebuie să încercăm și noi jocul ăsta. Șosețică? Bună, drăguțo. Șosețică?
În casa mea? E o glumă. Sunt eu! Nu te bucura înainte. Încă trebuie să repar prăjitorul. Mai ai doar un minut. Cum o să fac asta fără rucsacul Fixiki? Păi... Și asta este o glumă. Ajutați-mă! Ajutor! Ascunde-te în prăjitor! Ești un fixi până la urmă. E întuneric aici înăuntru și părul meu nu luminează. Salvați-mă! Nu mai vreau să fiu un fixiki. Primii ochelari pentru vizionarea imaginilor tridimensionale au fost inventați încă din secolul al XIX-lea. Dispozitivul respectiv se numea stereoscop. Nu vă amintește de ceva? Astăzi, oamenii poartă ochelari asemănători atunci când vizionează filmele 3D. Dar să ne întoarcem în secolul trecut. Atunci a fost construit primul aparat de realitate virtuală pentru amuzament. Când o persoană și-ar fi introdus capul în acel aparat, s-ar fi simțit, de exemplu, ca un pilot de curse. Ar fi văzut imaginea, ar fi auzit sunetul și ar fi simțit mirosul. Și scaunul de sub el ar fi vibrat. În zilele noastre nu mai este nevoie să stai într-un singur loc. Pur și simplu pui o cască pe cap, iei o pereche de senzori și ești în joc. Ajutor! Salvați-mă! Ajunge! Dă-ți ochelarii jos! Cine sunt? Unde mă aflu? E ușor să fii un fixichi, nu-i așa? N-ai nicio grijă pe lume. Prefer să rămân om sincer să fiu. Am adus alt joc pentru noi. Măcar aici nu trebuie să mă ascund de nimeni. Din nou tu! Nu! Holograma. Să vedem? 7. Cred că am numărul ăsta. Cred că am numărul ăsta. Nu-i așa? Șosețica! Hei, șosețica! Nu! Aproape câștigasem! Șosețica mereu ne strică jocul. Ei bine, și ea vrea să se joace. Ei, și? Trebuie să se joace aici. Ajută-mă! Să punem totul cum era înainte. Aha! Apoi o să vină din nou și o să distrugă tot. Să găsim o cale să o distragem. Să o hrănim, bine? Nu chiar. O să punem holograma unei bomboane pe telefon. Și o să zic că o să se gândească toată ziua cum să o mănânce. Ce tare! O hologramă? Ce este? O hologramă e o imagine tridimensională proiectată în aer. Arată ca un obiect real din orice unghi, doar că e transparentă. Poți să faci o hologramă chiar acasă. Ca să o poți face, trebuie să faci o piramidă din plastic. Orice cutie de plastic e bună. Taie cele patru părți și conectează-le. Apoi, caută un video cu holograme 3D pe internet, dă-i drumul și pune bucata de plastic deasupra telefonului. Tare, nu? Wow! Arată foarte real! Șosețică, vino aici! Holograma ta nu o interesează. Crezi că ar vrea să mănânce altceva? Așa e! Câinii sunt carnivori! Gata! Liniște! Nu înțeleg ce are acum. Nolik, ce aiuriți suntem! Carnea aceasta nu are miros! Gata! Ascunde-te! Vrei să ne jucăm? Ha? Nu cred că holograma trebuia să meargă așa. Fire! Trebuie să o ajutăm!
Nici gând! E vina ei! Fire! Barcul mea! Probabil ați văzut că în filme supereroii folosesc holograme. Le folosesc ca să sune un partener sau să privească o hartă. Această tehnologie există și în viața reală. Cu ajutorul ei, cercetătorii fac modele ale corpului uman, fiind mai ușor de studiat astfel. Există holograme și la muzeu. Ca exponate sau ghizi, sunt profesori care deja predau lecții holografice. Iar la circ, imaginile holografice înlocuiesc animalele. Acum, în loc de elefanți, delfini și lei, copii tridimensionale apar în spectacol. E minunat! E la fel de palpitant ca privitul animalelor. Astfel, animalele reale sunt libere. Hai, șosetica, nu ne mai alerga! Șosetica, oprește-te! Ce se petrece? Sărăcuța, cine a făcut asta? Șosețica, stai! Te salvez eu! A cui a fost ideea? A crezut că șosețica va fi distrasă de hologramă, dar și-a prins nasul acolo! E vina ei! E ei cea care ne stă în cale! Poate voi ați stat în calea ei! Fire! Ar fi trebuit să ne jucăm la masă! Nici să nu aud! Eu mă joc unde vreau eu! Haide, sunt sigură că o să rezolvăm! Voi, Fixichi, veți fi în siguranță și Șosețica va mânca! Ei bine, să vedem! 5! Bingo! Ce idee bună ai avut să folosești catapulta! Ne-a bătut și la loto! Ca de obicei, ea mereu câștigă. Poate n-ai văzut, Fire, dar ai câștigat și tu azi. De unde? În jocul Prinde-mă, Șosețica.